Ceasul plinirii vremii este acesta. Când Dumnezeu Atotputernicul rostește prin poporul său credincios dreptatea sa în sătate de veacuri. Peste ani, vocea cardinalului Iuliu Hosu a răsunat din nou astăzi în Catedrala Greco-Catolică Schimbarea la Față. Proclamația Marii Unire a fost ascultată într-o înregistrare document făcută în 1970 la domiciliul forțat al cardinalului Hosu de la Mănăstirea Căldărușani. Astăzi, prin hotărârea noastră, se înfăptuiește România Mare, una și nedespărțită, rostind fericiți toți românii de pe aceste plaiuri, ne unim pe veci cu țara mamă, România. Pentru noi rămâne emblematică încheierea, de acum înainte o Românie mare, unită în credință, pentru dreptate și pentru popor. Vestea întemeierii României Mare a fost dusă la Alba Iulia de episcopul Iuliu Hosu împreună cu episcopul de Caransebeș Miron Cristea, viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Iată un moment care ne invită la meditație, la pomenirea acestor mari personalități a neamului nostru și, sigur, la a păstra vie dorința aceasta de unitate în credință și unitate în cadrul poporului nostru. Cardinalul Iuliu Hosu a lăsat moștenire și un album cu fotografii de la Marea Unire, document unicat care a supraviețuit în mod miraculos în timpul regimului comunist. Fotografiile au fost realizate de un celebru fotograf din Transilvania, Samoilă Mârza, care a făcut un număr mic de clișee pe care le-a oferit personalităților marcante din Ardeal.